Hai să vă arăt cum să resetați intervalul de service la BMW. Ieri am făcut schimbul de ulei și am observat că a uitat să-mi reseteze și de aici. Punem contactul fără să apăsăm pe frână și după ce a dispărut mesajul, resetăm de aici. Ținem apăsat și acum apar informațiile. Nu, mergem mai departe încă o dată. Engine oil. Ținem apăsat din nou. Performance set, yes. Gata. Și am resetat intervalul de service pentru ulei. Deci cu contactul pus și cu butonul din stânga apăsat. Așa se resetează. Și acum apar toate informațiile corect. Din nou se pot face și alte resetări. Asta este verificarea generală care se face din 60 în 60 de mii. Lichid de frână a fost înlocuit și actualizat corect. Și asta e tot. Iar dacă ți-a apăsat mai mult, jurnalierul nu rămâne cu 0 și revine la cât a fost inițial.